Bună ziua, sunt Stau, timp care nu vă la proiector. În alt de sfinția voastră, creștinți invitați, dragi studenți, la 28 martie 1923, în urmă cu 100 de ani, regele Ferdinand I promulga Constituția României de după Primul Război Mondial. O Constituție care, la vremea respectivă, a fost apreciată drept cea mai modernă și cea mai democratică lege fundamentală din întreaga Europa. După ce Constituție din 1923 a fost abandonată la 30 decembrie 1947. Constituția din 1923 reprezenta, în fapt, o actualizare a celei din 1966, în sensul că 20 de articole au fost modificate total sau parțial. S-au introdus 7 articole noi, iar 25 de articole au fost reformulate sau completate. Actualizarea Constituției din 1966 a avut la bază situații de după război. Adaptarea la principiile societății democratice ale vremii și modificări limitate, în ideea de păstrare a cât mai mult din textul existent, în care, de altfel, 78 articole au rămas nemodificate. Pentru elaborarea Constituției au fost avut în vedere 4 proiecte. Unul elaborat de liberalul Ion I.C. Brătianu. A doilea, de Romulus Boica, de partea Partidului Național Român. Al treilea, de către Constantin Stere, de la Partidul Țărănesc. Al patrulea, al lui Constant Berariu, expert în probleme juridice. Proiectul adoptat a fost cel al lui Ion Brătianu. Principalele prevederi ale Constituției din 1923. Constituția stipula că România este stat național, unitar, indivizibil, al cărei teritoriu este inalienabil. Erau garantate drepturile și libertățile cetățenești, fără deosebire etnică, de limbă sau religie, egalitate cetățenilor în societate și înainte legilor, libertatea conștiinței și înșurnirilor, dreptul de asociere, secretul corespondenței, inviolabilitatea domiciliului. A fost instituit votul universal. A fost instituit votul universal, egal, direct, obligatoriu și secret. Doar militari și femei nu puteau să-și exprime o opțiune, o opinie politică. Era consacrat ferm principiul separației puterilor din stat, independente una de alta, însă existând posibilitate ca acestea să se limiteze reciproc în atribuții. Activitatea legislativă era exercitată de lege și de reprezentanță națională, adică Parlament. Ce executive de lege și de guvern, iar ce judiciară, numai de către instanțele judecătorești. A ședinței regiului față de Parlament. Constă în faptul că legile nu puteau intra în vigoare decât sancționate, adică promulgate. Iar regele era cel care putea refuza sancționarea unei legi. Ascendența față de guvern constă în faptul că guvernul exercita putere executive în numele regiului. Regele
Legile nu avea însă aședență asupra puterii judecătorești, care se exercita de către organele drept. Cu privire la legalitate și supremație Constituției, se specifică foarte clar că numai Curtea de Casație, în secțiunea unită, are dreptul de a judeca constituționalitatea legilor și de a declara inaplicabile pe acelea care sunt contrare Constituției. Curtea de Casație avea rol Curții Constituționale de astăzi, fiind Constituție din juriști de profesie, integri și neafiliați în trecate vreun grupar politic. Parlamentul era bicameral, Camera Deputaților, fiind aleasă prin vot universal, Camera Senatului, fiind compus din membri aleși din diferite zone ale societății, precum Camera de Comerț, cadrele didactice, și din senator de drept, reprezentanți ai cultelor, președintele Academiei Române, fost președinți ai fiecare camere legislative, fost senator și deputați care fuseseră aleși în cel puțin 10 sesiuni, fost miniștri care au deținut cel puțin 6 ani fotoliul ministerial, fost președinți ai înalte curții de casație și justiție și alți demnitari. În ce privește casul legal, Constituția nu consacra oficial ruptură dinastică între familia regală de România, care a preluat această denumire abia din 1921, și familia princiară de Hohenzollern. O ruptură, știți bine, intervenită datorită primului război mondial. În schimb, Constituția contribuia la noua identitate politică a familiei regale românești, care nu numai avea nevoie de o legitimare internațională prin prisma originilor sale germane. Înainte să închei, vreau să citez bunicul meu, Regi Mihai. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Mulțumesc, doamnă ajută!